obiectivele acestei companii este acela de a crea produse 100% naturale. Iar în seara aceasta, unul dintre produsele create de către Freeways Global va fi prezentat de către doctorul Cătălin Luca. Domnul doctor ne va arăta o viziune interesantă asupra acestui produs, din mai multe perspective, având în vedere faptul că este absolvent de studii universitare de fizică-chimie, de asemenea este medic primar de medicină generală și are multe alte studii în ceea ce privește medicina alternativă, respectiv Ayurveda studiată în India, apifitoterapie, noua medicină germană și multe alte studii concrete la care a participat în baza experienței sale de peste 20 de ani, în care a tratat pacienții doar cu produse din plante. În seara aceasta, așa cum spuneam, vom vorbi despre uleiul de tămâie, iar persoanele interesate de achiziționarea acestui produs pot să contacteze persoana care i-a invitat în această seară aici sau să revină la pagina de Facebook pe care a găsit informația și cu siguranță acolo vor avea și un link de comandă. Iar oferta deosebită a companiei pentru mâine este că acest produs va fi la promoție 1+1 gratuit. Deci, de la ora 0 din seara aceasta, timp de 24 de ore, găsiți această promoție. Atenție, pentru a beneficia de promoție este necesar să faceți comanda din secțiunea promoții. Și puteți să plătiți un produs și aveți două, doar mâine, deci doar în timpul zilei de miercuri. Însă de ce am cumpărat acest produs? Despre acest lucru ne va vorbi doctorul Cătălin Luca. Bună seara și bine ați venit, domnule doctor! Bună seara, bine v-am găsit! Într-adevăr, în seara aceasta o să vorbim despre uleiul de tămâie, uleiul esențial de tămâie. Este un produs foarte special pentru că tămâia în sine, bozvelia, are implicație atât la nivel fizic cât și în întreaga noastră structură, are o implicație foarte profundă, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere subtil, energetic, chiar și spiritual. Să vorbim puțin despre tămâie în general. Ea este, așa cum știți, este seva, sau mai bine zis, rășina unui copac, bozvelia. Acești copaci care cresc în mod special în Kenya, Etiopia, Somalia, Sudan, Yemen, India, Egipt. Sunt niște copaci care, dacă reușesc să treacă de forma de arbust, că de obicei ei sunt consumați de către animăluțe, cât sunt în forma de arbust. Dar dacă reușesc să treacă de acea formă, atunci ajung să trăiască până la și chiar peste 100 de ani și fac un fel de substanță, deci elimină un fel de rășină, o substanță ușor albicioasă, care de fapt are rolul de a proteja copacul împotriva dăunătorilor, cum sunt furnici, insecte, paraziți și așa mai departe. Dar s-a observat că, de fapt, această rășină, atunci când este uscată și apoi fie este râșnită, cum se folosea pe vremuri, conferea niște proprietăți mai speciale. Și s-a observat, de exemplu, că la ce foloseau înainte, pus în compoziția anumitor substanțe, dau o anumită colorație la crearea unor substanțe de vopsit. Apoi s-a observat, de exemplu, se folosea în machiajul femeilor pe vremea respectivă. Apoi s-a folosit în prepararea anumitor pudre care se aplicau pe piele și inițial era un scop cosmetic, ca să spunem așa, de înfrumusețare. Ulterior s-a observat că, de fapt, vindecă inclusiv anumite probleme la nivelul pielii. Are un miros foarte plăcut și în această cauză a fost introdusă în industria, ca să spunem așa, dacă putem vorbi despre ea acum mai bine de 4.000 de ani, de când e cunoscută tămâia ca fiind folosită, a fost introdusă în această industrie a parfumurilor. Aici, evident, metoda de extracție este foarte importantă, o să vorbim și câteva detalii despre ea. Sunt mai multe tipuri de copaci Boswellia care au rol atât curativ extern, cât și terapeutic intern. Și sunt serata, pe care o avem noi, sacra, mai este tămâia, cum o numesc ei, și care este destul de cunoscută, ca să spunem așa, este cea carterii. Bun, contează. Sunt mai multe feluri. Noi folosim una din ele. Dintre soiurile de tămâie, cea care este cea mai folosită terapeutic este cea serata. Cealaltă, sacra, este destul de rară și nu are o calitate fizică terapeutică foarte puternică. Ea este implicată în, mai mult în așa numita terapie spirituală. Există diferențe ca și structură între aceste tipuri de tămâie, de rășină, ca să spunem așa, dar din punct de vedere terapeutic chiar e considerată serata ca fiind extrem de eficientă. Ea s-a folosit, cum vă spuneam, atât sub forma pulberilor, care erau fie administrate extern, ca sub formă unor cataplasme, fie administrate intern. Pulberele respective erau amestecate cu diverse substanțe și erau ingerate. Ulterior, prin anumite metode, ca să spunem așa, tehnici, s-a reușit realizarea extractelor din rășina respectivă și astfel s-a putut ajunge la uleiul esențial de tămâie. Așa cum vă spuneam și alte dăți, trebuie să avem grijă să înțelegem exact ce înseamnă de fapt acest ulei esențial. Deci nu este ulei volatil, este ulei esențial, cu alte cuvinte, ceea ce se extrage direct din rășina respectivă, fără niciun fel de diluție. Gândiți-vă că, procentual vorbind, la 100 de kilograme de rășină se obțin cam 8, maxim 10 kilograme de ulei esențial. Deci de 10 ori mai puțin. Deci este o concentrație foarte mare în uleiul esențial. Și, repet, nu este diluat cu absolut nimic. Metoda de extracție, iarăși, este foarte importantă. Distilarea la abur, de exemplu, care este una dintre cele mai bune metode pentru a conferi o calitate foarte mare, uleiul esențial, va extrage din acea rășină aproape toate moleculele benefice ce se găsesc acolo, moleculele benefice terapeutice, mă refer, iar apa ce rezultă în urma distilării chiar a fost numită ca și cunoscută ca și apă florală, hidrolatul de tămâie, care este, la fel, are o eficiență foarte mare terapeutică. Deci se folosește inclusiv esența, uleiul esențial de tămâie, dar inclusiv și acea apă de tămâie, florală, care hidrolatul de tămâie. de asemenea are un efect terapeutic foarte bun. Noi folosim uleiul esențial, așa cum folosim uleiuri esențiale și din celelalte substanțe. Știți, uleiul de pin, uleiul de bergamot, focus, dry, safe și așa mai departe. Toate acestea sunt uleiuri esențiale. Și vă atrăgeam atenția că uleiul esențial este foarte eficient pentru că are această capacitate de pătrunzător. Are capacitatea de a pătrunde foarte puternic și intens în structurile organice și să determine modificări la nivelul respectiv. Și astfel s-a observat că uleiul de tămâie are efecte extraordinare asupra organismului. Este cunoscut, de exemplu, acțiunea uleiului de tămâie la nivelul sistemului cardiovascular. Ce face uleiul de tămâie? Vine și menține elasticitatea mușchiului. Vine și menține curățenia vasului de sânge. Deci uleiul de tămâie topește rezidurile sau depunerile de colesterol care au tendința să acumuleze în interiorul vasului de sânge și astfel menține permeabilitatea vasului respectiv. Uleiul de tămâie vine și topește depunerile de pe valvele de la nivelul inimii, fie că sunt depuneri de colesterol, fie că sunt chiar depuneri de calciu. Și la nivelul vasului de sânge, la fel, acolo unde există anumite depuneri de calciu, care în timp au tendința să obtureze vasul respectiv, atunci când se administrează uleiul de tămâie, acesta vine și topește, ajută la dizolvarea acelor depuneri de calciu de pe vasele de sânge, dar nu doar de pe vasele de sânge, ci topește inclusiv depunerile de calciu, de exemplu, dacă avem calcul la nivelul vezicii biliare sau calcul la nivelul rinichiului sau a vezicii urinare, calciocurile de pe coloană sau de diverse porțiuni ale sistemului nostru osos. Deci, tămâia, uleiul esențial de tămâie, vine și ajută la dizolvarea acumulărilor în diverse zone ale organismului. Vă spuneam, fie că e rinichi, vezică urinară, fie că e vezică biliară, fie că e sistemul osos, vine și elimină aceste depuneri, ca să spunem așa, ce s-au creat, s-au generat la nivelul organismului și astfel, chiar vă spun din experiență, multe persoane care au venit, de exemplu, cu calcul la vezica biliară sau calcul la rinichi și care au încercat diverse tratamente, nu a dat rezultat și ultima soluție, evident, cuțitul, operație, scos vezica biliară sau operat rinichiul. Încercat inclusiv cu litotriție, adică să spargă pietrele și n-au reușit. Și atunci le-am dat ulei de tămâie și în funcție de unde era, că era vezica biliară sau era la rinichi, le completam și cu un anumit drenaj, cu anumite substanțe care realizează drenajul în zona respectivă și efectiv se mărunțeau calculul respectiv, pietricele respective se mărunțeau și erau eliminate afară foarte ușor. Chiar vă spun și din experiență, am avut la un moment dat această tendință de a crea calcul la rinichi și am avut o criză de rinichi, nu știu dacă ați avut vreodată, nu vă doresc, e o criză care simți că te taie, cum se zice, nici nu poți să respiri de durere și am luat după aceea uleiul de tămâie și efectiv când m-am dus să fac ecografie chiar mi-a zis a eliminat fragmente de calculi, că se vedea iritată mucoasa tractului urinar și probabil că ai avut ceva acolo, o depunere și s-a eliminat. Dar s-a eliminat pentru că am mărunțit, ca să spunem, calculul respectiv și s-a putut elimina foarte ușor. Că atunci când există calcul la rinichi, dacă își modifică poziția, poate da durere extrem de puternice. De altfel se cunoaște că durerea în colica renală este similară cu durerea dintr-o fractură osoasă. Deci este a doua ca intensitate pe care organismul o poate resimți, a doua durere, ca să spunem așa, ca intensitate din organism. Deci, tămâia este extraordinar de bună în eliminarea, întopirea, dizolvarea acestor depuneri de calciu, întopirea depunerilor de colesterol și, plecând mai departe, s-a observat cum tămâia ajută extraordinar de mult la dizolvarea formațiunilor tumorale, fie că sunt benigne sau maligne, deci că e cancer de la mai puțin agresiv sau chiar agresiv. Când s-a administrat uleiul de tămâie, s-a observat o creștere foarte puternică a procesului de distrucție a acelor formațiuni tumorale. Un alt efect care a fost evident în cazul uleiului de tămâie a fost asupra sistemului nervos. Și aici avem implicații atât fiziologice, ca să spunem așa, cât și implicații mult mai subtile, mai profunde. Ce s-a observat la nivelul creierului, de exemplu, este că creștea capacitatea de regenerare foarte puternică la nivelul creierului și ajuta la îmbunătățirea memoriei de scurtă durată. Chiar la persoanele care erau mai înaintate în vârstă. Ceea ce a dus la concluzia că, de fapt, uleiul de tămâie stimulează procesul de neurogeneză și de transmitere neuronală. Și chiar s-au făcut studii pe persoanele care sufereau de Alzheimer și în urma administrării repetate a uleiului de tămâie s-a observat că începeau să îmbunătățească, ca să spunem așa, memoria. Știți că la Alzheimer mare problemă este că nu ne mai aducem aminte. S-a observat că mai ales memoria de scurtă durată era stimulată și se făceau progrese, ca să spunem așa, în direcția acestei memorii de scurtă durată la pacienții cu Alzheimer. Ce s-a mai observat, de exemplu, că conferea capacitatea de orientare în spațiu și stimula sau favoriza creșterea memoriei vizuale. Această orientare în spațiu și inclusiv memoria vizuală ține de o anumită parte a creierului nostru și în momentul în care se administra în mod repetat uleiul de tămâie, esențial de tămâie, se stimula într-un mod constructiv, ca să spunem așa, această porțiune a creierului și nervii respectiv fiind hrăniți, ca să spunem așa, favorizându-se această stimulare acești neurotransmițători, de fapt, creierul era hrănit pentru a putea să-și desfășoare activitatea chiar peste nivelul care era obișnuit anterior. S-a observat, de exemplu, dacă apăreau accidente vasculare cerebrale, hemoragic sau ischemic, sau apăreau diverse traumatisme sau alte cauze care afectau anumite părți, anumite structuri din creier, atunci administrarea uleiului de tămâie făcea ca recuperarea după accidentele vasculare sau după traumatismele respective, să se realizeze mult mai ușor. Ceea ce au dus în continuare la concluzia că, de fapt, uleiul de tămâie ajută la acest proces de regenerare la nivel cerebral și, repet, chiar cu o eficiență foarte mare, în sensul că s-a observat în mod clar cum se modifica structura cerebrală și cum se recupera, ca să spunem, mult mai ușor zona care fusese afectată anterior. de exemplu, pacienții cu scleroză multiplă, prin administrarea repetată a uleiului de tămâie, își îmbunătățeau, ca să spunem așa, orientarea temporospațială, memoria de scurtă durată, coordonarea motorie era mult îmbunătățită, iar la cei cu accidente vasculare, chiar acea funcție cognitivă era stimulată și recuperată mult mai ușor. Și inclusiv, evident, cu recuperarea hemiparezelor și așa mai departe. La nivelul formațiunilor tumorale, vă spuneam că ea are, având această capacitate sau această caracteristică pătrunzătoare foarte puternică, reușește să treacă de bariera celulară a celor tumorale și astfel, pătrunzând în interior, pur și simplu topește, așa cum vă spuneam că topește calculii de la nivelul vezicii biliare sau de la nivelul rinichiului, la fel are această capacitate de a topi celulele tumorale și de a topi inclusiv vasele de sânge care hrănesc celulele tumorale și astfel le împiedică să se dezvolte și să se multiplice. Un rol foarte bun pe care îl are tămâie în bolile osteoarticulare. Ceea ce face tămâie este un foarte, foarte eficient antiinflamator, de departe. Și aici nu mă refer doar la nivelul articulațiilor, ci este un antiinflamator în întreaga structură. În momentul în care, de exemplu, avem o inflamație pe undeva, indiferent pe unde, putem să administrăm tămâie împreună cu argintul coloidal și efectele sunt extraordinare. La nivel articular, mai mult decât atât, am pus uleiul de tămâie împreună cu scoica verde. Scoica verde care știm că merge la nivelul articulațiilor, hrănește, regenerează, detoxifică articulațiile, are un efect antiinflamator, scade foarte mult durerea și elimină, de fapt, durerea de la nivelul articulațiilor. Tămâia vine și completează, ca să spunem așa, aceste efecte ale extractului de scoică verde și astfel eficiența pe care o obținem, antiinflamatoare, antidurere, regenerantă, la nivelul articulației este extraordinar de puternică. De aceea și combinația pe care am făcut-o, scoică verde cu tămâie, am făcut-o tocmai în a ajuta sistemul osteoarticular să primească tot ce este necesar pentru a se vindeca și a se face bine. De exemplu, este folosită în terapia căilor aeriene, în sensul bolile respiratorii, căi de plămâni, căi de trahee, bronhii și așa mai departe. Ceea ce face ca uleiul de tămâie să fie extrem de eficient în aceste vremuri pe care noi le parcurgem, ca să spunem așa, cu această covidiadă. Și dacă îl asociem cu, vă spuneam, cu argintul coloidal, este extraordinar. Putem să facem, de exemplu, inhalații. Să punem uleiul de tămâie, facem o oală de ceai cald, punem picături de ulei de tămâie, punem și niște picături de ulei de pin și facem inhalații și atunci eficiența este foarte, foarte mare. Dacă vrem, putem să punem și am reușit să obținem, suntem beneficiare dintre cei 29 de beneficiari ai dozatorului respectiv, a difuzorului, care pune ulei esențial și evaporă în atmosferă, în camera în care suntem sau în mașină, atunci putem să punem uleiul de tămâie în difuzorul respectiv și vom beneficia, vom face ca un fel de inhalație pasivă cu ajutorul uleiului de tămâie sau, vă spuneam, puteți să puneți într-o oală de ceai, picurați acolo, puneți un prosop în cap și faceți inhalații pentru că uleiul de tămâie este un foarte puternic antiseptic, un antiinflamator foarte eficient și astfel ajută ca la nivelul tractului respirator să omoare orice microorganism, că e bacterie, că e virus, și care ar putea să ne îmbolnăvească la nivelul sistemului respirator. Sunt studii care s-au făcut, de exemplu, și eu am administrat inclusiv uleiul de tămâie, de exemplu, în cancerul de sân. Și administrarea se făcea atât intern cât și extern. Atunci când avem un nodul pe undeva sau un ganglion care e mai mare decât ar trebui, putem să ne ungem pur și simplu cu uleiul de tămâie extern, să luăm și intern și atunci uleiul de tămâie va începe procesul de dizolvare, de topire a acelui nodul sau fibrom, adenofibrom, chist sau ce aveți dumneavoastră la nivelul respectiv. S-a observat, cum vă spuneam, că nu doar că distruge formațiunile tumorale, dar și conferă organismului capacitatea de a reduce riscul de apariție a acestor structuri. Cum realizează, de fapt, aceasta? Prin caracteristica informațională pe care o conține uleiul de tămâie. Vă spuneam eu că uleiul de tămâie ajută foarte mult din punct de vedere al structurii cerebrale, al sintezei neurotransmițătorilor, al transmiterii neuronale, al memoriei de scurtă durată, orientării spațiotemporale, recuperare după accidente vasculare sau traumatisme. Asta din punct de vedere fizic. Dar uleiul de tămâie s-a observat că, de exemplu, are un efect foarte puternic în depresii, în anxietăți, în stări de nervozitate, în agitație și așa mai departe. Ceea ce acest lucru se realizează prin compoziție, are o compoziție mai complexă și aici avem anumiți acizi care, prin acțiunea lor, vin și determină aceste reacții, ca să spunem așa, aceste efecte benefice la nivelul organismului, dar prin structura lor informațională vin și cel mai ușor de înțeles, cresc frecvența de vibrație a locului unde se duce. Deci uleiul de tămâie vine cu o anumită frecvență de vibrație. V-am mai spus eu și alte dăți. Noi, pe parcursul zilei, avem o dominantă a frecvenței noastre de vibrație. Dacă facem lucruri extraordinare, frumoase, încântătoare și ne simțim purtați de îngeri, cum se zice, frecvența noastră de vibrație de anumită natură. Dacă toată ziua am fost pesimiști și supărați și nervoși și ranchinoși și așa mai departe, frecvența noastră de vibrație este undeva mult mai jos. În momentul în care, într-o anumită zonă, apare o anumită problemă de sănătate, fie că e de sănătate fizică, fie că este o anumită stare emoțională, o anumită tensiune interioară, asta arată că, fie în zona respectivă, dacă e o problemă de sănătate fizică, fie în corpul subtil, ca să spunem așa, există o problemă acolo și anume frecvența de vibrație în acel moment a corpului subtil, a corpului emoțional sau corpului mental sau anumite zone a corpului fizic este scăzută. Deci boala nu apare pe o structură care are o frecvență de vibrație înaltă, ci va apărea întotdeauna acolo unde este o frecvență de vibrație joasă pe care boala se poate prinde. Dacă noi avem o frecvență de 1000, boala care are o frecvență de 100 niciodată nu o să poată să prindă de ceva care are o frecvență de 1000, pentru că este mult mai sus. Vă mai dădeam exemplu cu radioul. Dacă eu pun pe radio frecvența 92,1, voi asculta un post. Nu voi putea să ascult postul care are frecvența de 106,7 Europa FM. Dar dacă eu cresc frecvența de vibrație a postului, ca să spunem așa, și eu pun 106,7, nu o să mai pot să ascult la 92,1. Ce va asculta? Ce se pune la Europa FM. Ei, cam așa este și cu organismul nostru. Tot ceea ce vine către noi este conform frecvenței noastre de vibrație. Dacă noi avem o frecvență de vibrație joasă, frică, spaimă, panică, nu știu, supărare, ranchiună, acea frecvență de vibrație, conform fenomenului de rezonanță, va chema ce este specific acelei benzi de frecvență. Da? Deci dacă noi avem în jurul benzii de 100, vom chema ceea ce se emite pe jurul acelei frecvențe de 100, care poate să fie boală de rinic sau boală de ficat sau boală de așa mai departe. Dacă eu am o frecvență de 1000, voi chema ce este specific frecvențe respective, care este cu totul altceva. Ei, în momentul în care noi trăim o stare de angoasă, de depresie, de ranchiună, de nemulțumire, de știu ce altceva, frecvența noastră scade la 100, ca să spunem așa, și atunci suntem predispuși ca prin rezonanță în ființa noastră să vină ceea ce este specific acelei frecvențe. Boală de nu știu care, boală de nu știu care. Ei, cum putem să ieșim, de fapt, din această zonă a bolii respective? Făcând ceva care să ne crească frecvența de vibrații. Când noi avem o stare de depresie, clar, frecvența noastră este foarte joasă. Când avem o stare de angoasă sau de frică, de panică, frecvența noastră este foarte joasă. Frica întotdeauna scade foarte mult frecvența. Ei, ca să ieșim din frica respectivă, din angoasa respectivă, din depresia respectivă, trebuie să facem lucruri care să ne crească frecvența de vibrație, să ieșim de pe banda respectivă care emite ceea ce trăim noi în acel moment. Și cum putem să facem asta? Prin diverse metode, una din ele este și utilizarea plantelor naturale, deci a structurilor naturale, care, prin frecvența lor, prin structuri naturale, ele au în compoziția lor frecvența pe care au dezvoltat-o, pe care au acumulat-o în timpul vieții. Cu alte cuvinte, busuiocul aduce în ființa lui, prin fenomenul de rezonanță, din univers, o anumită frecvență de vibrație. Să zicem 500, da? Menta 550. Ei, în momentul în care noi consumăm mentă sau busuioc, noi de fapt aducem în ființa noastră frecvența respectivă. Deci o impregnăm în structura noastră. Și astfel organismul nostru ce face? Începe să asimileze acea frecvență de vibrații și astfel, luând-o în mod repetat, începe să crească de la 100, se duce la 500 care este frecvența plânduței respective pe care noi o consumăm. Ei, tămâia are frecvență foarte înaltă, chiar mult mai înaltă decât menta sau busuiocul. De ce? Pentru că ea, prin natura ei, rezonează cu energiile din univers care sunt cu o frecvență foarte înaltă, foarte specială. De aceea și tămâia este folosită de mii de ani în așa numitele ritualuri religioase, ca să spunem așa. Cu toții știm, da? Deci tămâia se folosește la biserică, fie că la ortodoxi, fie că la catolici. Și în multe alte religii se folosește tămâia ca fiind un element foarte sacru. Nu degeaba se spune în Biblie că Iisus a primit aur, smirnă și tămâie. De ce tămâie? Pentru că tămâia este simbolul sfințeniei. Este, de fapt, simbolizează această frecvență foarte înaltă care ne ajută, dacă o asimilăm în ființa noastră, să realizăm comuniunea cu Bunul Dumnezeu. să ne deschidem inima, să devenim mai iubitori, mai buni, mai înțelegători, mai compasivi, mai intuitivi, mai puri, mai curați, punct de vedere sufletește și așa mai departe. Și asta de ce? Pentru că temeia vine prin frecvența de rezonanță pe care o are, prin această structură informațională, vine și ne purifică ființa, ne ridică. Da? De la 100 ne duce la 150, 200, 300, 300 și așa mai departe, datorită faptului că ea are, prin această frecvență de vibrație foarte înaltă, are această capacitate de a ne eleva structura și de a ne ajuta să ieșim de pe o frecvență mai joasă pe o frecvență mai înaltă. Ei, de aici intervine, de fapt, capacitatea ei terapeutică pe structura emoțională și structura mentală. Pentru că, consumând, de fapt, tămâia cu această frecvență foarte specială, noi aducem, de fapt, în ființa noastră, prin fenomen de rezonanță, asimilăm frecvența ei și astfel noi ne creștem frecvența personală, ca să spunem așa, și emoțiile pe care le simțeam, alea negative, pesimiste, cenușii, depresive sau, de panică, frică, care sunt niște frecvențe joase, prin administrarea de tămâie, de fapt, noi creștem această frecvență de vibrație. Crescând frecvența de vibrație, pur și simplu vedem luminița, cum se spune, la capătul tunelului și ieșim din zona aia depresivă, ieșim din angoasa respectivă și ne dăm seama că, de fapt, lucrurile stau cu totul altfel. Vom mai da exemplu ăsta, ca și cum, dacă până atunci priveam de la parter și ziceam, Doamne, ce aglomerație aici, ce nebunie, nici nu poți să treci strada, toți trec care încotro, e o mare harababură, ca să spunem așa. Dar dacă mergem la etajul 1 sau la etajul 2 sau chiar la etajul 3 sau poate chiar la etajul 10, atunci viziunea pe care noi o avem de sus ne conferă înțelegerea interioară că acele lucruri, modul în care merg mașinile, pietonii și motocicliștii și așa mai departe, respectă niște reguli intrinseci, ca să spunem, în mod real, regulile de circulație și astfel fiecare, de fapt, se duce și are drumul lui și respectă în trafic pe celălalt. Dar când eram la parter, viziunea noastră era foarte limitată și atunci mi se părea că lucrurile sunt anarhice. Dar crescând frecvența de vibrație și mergând la un etaj superior, noi de acolo putem să privim și să înțelegem, de fapt, ordinea intrinsecă a lucrurilor care se petrec. Ei, cam așa face și administrarea de bozvelea, de tămâie indiană. În ce sens? Prin creșterea acestei frecvențe de vibrație, noi putem, dacă o administrăm în mod repetat, putem să aducem în ființa noastră un punct nou de vedere, dar un punct de vedere superior, care să ne confere o înțelegere mai cuprinzătoare, mai vastă, mai reală de altfel, astfel încât atunci când sunt anumite situații de viață, noi să putem să le privim cumva de din afară sau de sus și atunci când nu mai suntem acolo prinși de energiile respective, de emoții respective și suntem, ca să spunem așa, în afara acelui tumult de emoții, noi putem să le conștientizăm, să le analizăm și chiar să luăm niște decizii mult mai competente pentru direcția pe care este necesară să fie urmată. În punct de vedere al bolii, asta face ca și cum îi conferă organismului posibilitatea, prin administrarea de bozvele, conferă organismului posibilitatea să crească frecvența de vibrație a acelei zone sau structuri care are nevoie de această creștere a frecvenței și astfel organismul să aibă o eficiență mult mai mare și să lupte cu o eficiență mult mai mare împotriva acelei probleme de sănătate. Și vă spuneam că dacă la nivelul sistemului cardiovascular chiar din punct de vedere fizic se duce și topește colesterolul de pe vase sau topește colesterolul sau depunerea de calciu de pe valvele inimii sau ajută la menținerea elasticității patului vascular sau elasticitatea mușchiului inimii și așa mai departe. Deci are un efect foarte puternic la nivel cardiovascular. La nivel pulmonar vine și distruge microorganismele care au tendința să se pătrundă prin această cale de acces respirator. La nivelul pielii ajută la eliminarea diverselor microorganisme, paraziți, fungi și așa mai departe, care pot îmbolnăvi pielea. La nivelul tubului digestiv, ajută digestia, ajută la reformarea mucoasei digestive, ajută la menținerea sănătății microorganismelor benefice, prietenoase de la nivelul respectiv. Are inclusiv o acțiune de distrugere a paraziților intestinali și chiar se recomandă, o putem regăsi în așa numitele produse de deparazitare. Are la nivelul sistemului osteoarticular acea capacitate de a reduce și chiar elimina durerea. Și vă spuneam că noi am pus-o împreună cu scoica verde. Are rol antiinflamator, are rol antibacterian, are rol de antitumoral, deci elimină, distruge, topește nodulii, chisturile, fibroamele, cancerul benign sau malign și așa mai departe. Are un rol anticoagulant, de exemplu, foarte bun, dar în limite naturale, fiziologice, necesare organismului, nu diluează prea mult sângele, ci doar atât cât este necesar. Are, de exemplu, un rol foarte bun în creșterea fertilității. Cu alte cuvinte, ajută acele familii sau acele cupluri care se străduie și nu reușesc să aibă copii. Ajută, de exemplu, foarte mult sistemul imunitar și mai ales stimulează producerea de macrofage. Acestea sunt acele celule care atacă microorganismele chiar înainte de a se multiplica și le fagocitează și le dă afară din organism. Topește depunerile de calciu sau de calciu de la nivelul vezicii biliare, rinichilor, vezicii urinare și așa mai departe. Protejează ficatul, protejează rinichiul, protejează sistemul nervos, ajută la regenerarea acestor structuri și mai ales, vă spuneam, la regenerarea structurilor cerebrale. Prin acest rol anticoagulant fiziologic natural, ajută la hrănirea, irigarea zonelor din organism care, în mod obișnuit, rare ori sunt irigate, cum sunt, de exemplu, anumite structuri cerebrale sau anumite structuri musculare. Boswellia, uleiul de tămâie, este extraordinar de puternic. Cum vă spuneam și la celelalte uleiuri esențiale, inclusiv uleiul de tămâie, are această caracteristică de a fi impregnată cu sufletul aurului. Da? Deci vă spuneam că se emite un fascicul care este constant, trece printr-o structură auriferă, ca să spunem așa, o structură din aur, absorbe acest fascicul, absorbe în drumul lui caracteristica aurului, se numește în alchimie sufletul aurului, și apoi ajunge la nivelul uleiului și impregnează uleiul cu această caracteristică pe care raza respectivă, lumina respectivă polarizată a absorbit-o și pe care o impregnează în structura biochimică și subtilă a uleiului esențial. Deci bozvele are inclusiv această impregnare cu urme de aur, ca să spunem așa, cu sufletul aurului și astfel crește foarte mult eficiența, mai ales la nivelul sistemului cardiovascular și sistemul cerebral, pentru că vă spuneam că aici aurul are un rol foarte puternic. Și evident că capăt astfel foarte mult și din caracteristica informațională a aurului și astfel reglează hormonal, conferă o stare de echilibru, de relaxare, de liniște, de optimism și așa mai departe și conferă inclusiv controlul asupra structurii noastre atât fizice, cât și un control asupra emoțiilor, un control benefic, pozitiv, nu opresiv, ca să spunem așa. Adică nu ține sub presie anumite emoții pe care am tinde să le ținem, dar pentru că vrem să fim cool, le ținem sub papuc. Nu, ci conferă controlul emoțiilor astfel încât să putem să le manageriem, să putem să le manifestăm și să le vehiculăm, ca să spunem așa, prin ființa noastră, într-un mod cât se poate de armonios. Inclusiv controlul structurii mentale, controlul gândurilor și mai departe. Asta este o mare problemă când vrem să ne așezăm, să facem ceva. Ne gândim câteva clipe, ca să spunem, doar la lucru pe care vrem să-l facem, dar după aceea începe mintea să zboare în toate direcțiile și eficiența lucrului pe care îl facem scade foarte mult. Uleiul de tămâie conferă această capacitatea de a manageria, de a controla, e cel mai bine, această structură mentală încât să putem să fim cât mai focalizați, cât mai atenți, cât mai constructivi în direcția pe care ne-am propus-o. El este chiar recomandat, de exemplu, la cei care au căzut în patima alcoolului sau a drogurilor. De ce? Pentru că pe lângă efectul extrem de puternic purificator în care se elimină aceste substanțe toxice acumulate în exces, el, cum vă spuneam, uleiul esențial de tămâie crește frecvența vibrațională și atunci omul respectiv capătă un anumit control asupra sa, să se poată opri să bea în mod excesiv, să se poată opri să consume substanțe interzise și pe lângă acest control conferă suportul, capacitatea de a alchimiza interior aceste dorințe prin creșterea acestei frecvențe de vibrație de care vă spuneam. Cred că acestea au fost elementele care vreau să vi le prezint. Repet, implicațiile foarte profunde și evidente au fost atât la nivel cerebral, cum vă spuneam, ieșirea din acele stări depresive și de pesimism și așa mai departe, inclusiv atacurile de panică, dar inclusiv până la nivel fizic, cu eliminarea plăcilor de aterom sau a depunerilor de calciu sau a topirii tumorilor. Noi chiar am realizat la un moment dat niște studii cu privire la tămâia pusă în diverse combinații, cu diverse produse naturale, pentru a vedea eficiența și impactul asupra cancerului. Și vă spun, efectele sunt extraordinare, inclusiv cancerul de piele, efect extraordinar, s-a administrat și extern și intern, de sân, fibroame, chisturi, cancerul hepatic, cancerul la nivelul colonului, la nivel gastric, respirator, deci la nivel pulmonar și multe alte, inclusiv cancer cerebral. Și asta, evident, am dat tămâie, am urmărit să o și asociem cu celelalte produse care au fost necesare, produse naturale pe care le avem și astfel eficiența a crescut, evident, mult mai mult. Să răspundem la întrebări. Eu câte 3 picături de ulet în 3 seara, cu dorința de a scăpa de osteofită. Nu s-a întâmplat nimic, chiar pe săptămâni nu s-a întâmplat și nu știu de cum. Vă recomand să luați 3 capsule, 3 picături de 3 ori pe zi. Să asociați și cu scoica verde și să asociați inclusiv cu comprese locale. Deci puneți picături de ulei de tămâie exact în zona respectivă unde aveți problemă la deget și apropo de asta, multe persoane au acea ciupercă a unghiei sau ciupercă la diverse unghiuțe, care uneori sunt destul de deranjante. Puneți picături de tămâie în zona respectivă și o să vedeți ce se petrece. Efectul este extraordinar. Și dacă puneți un pic de o picătură, 2 de tămâie în zona respectivă și mai și bandajați cu argint coloidal, efectul este extraordinar. Pentru vermi intestinali este recomandat uleiul de tămâie sau uleiul de negrilică. Să știți că ambele. Dar uleiul de tămâie chiar e mai eficient din această perspectivă. Noi facem un amestec, argint coloidal, negrilică, uleiul de tămâie, zeolit, au un efect foarte, foarte puternic în direcția asta. Se poate consuma timp îndelugat? Sigur, fără probleme. Ce recomandare scrie și pe cutie de altfel? După ce folosiți, după ce folosiți uleiul de tămâie, să clătiți gura cu apă. Sunt anumite publicații, ca să spunem așa, care spun că topește, după administrare mai îndelungată, topește smalțul dinților dacă este luat în gură în mod obișnuit. Dacă clătiți după aceea gura cu apă, nu mai există niciun fel de risc. Unii zic că nu e nicio problemă, chiar recomandă în parodontoză, de exemplu, să se frece gingiile cu tămâie, pentru că efectul este extraordinar de puternic și chiar am avut anumite rezultate în această administrare, frecat gingiile cu tămâie și apoi ținut argint coloidal în gură și pe aia înghițit, mă rog, și alte. Dar acestea două efecte foarte eficiente. Pentru ten, da, nu v-am spus, de puțin la început, uleiul de tămâie este extraordinar de bun pentru piele. Curăță pielea, ajută procesul de regenerare, o și hrănește, o și apără, în sensul că elimină microorganismele care sunt la nivelul pielii și care pot să ne facă probleme. Deci tămâia este extraordinar de bună în această direcție. Foarte, foarte bună. Un pic să văd. Întrebările. 2 lingurițe ulei de cocos, o picătură ulei esențial este ok. Puteți spune mai mult, o picătură e puțin. Puteți spune și vreo 3-4 picături de ulei de cocos, este foarte bun. Împreună cu uleiul de esențial de tămâie, face extraordinar de bine la piele. Green. Green mussel? Nu. Chiar așa se numește. Scoică verde. Nu este green mussel. E tradus astfel, dar la noi îl găsiți sub formă de scoică verde, green mussel. și are același lucru. Cantitatea de ulei de temâie recomandat intern zilnic. Dacă nu sunt probleme foarte grave, puteți să luați 2 picături de 3 ori pe zi sau 3 picături de 3 ori pe zi. Dacă sunt probleme mai grave, cancer sau nu știu ce altceva, se poate crește doza până la 7 de 3 ori pe zi. Pentru gonartroză, artro, și scoică. Da, cât artro? Păi 2 capsule de 3 ori pe zi din fiecare. Deci 2 ori 3 artro, 2 ori 3 algă, 2 ori 3 scoică. Ce vă recomandați pentru un bebeluș de 8 luni care se irită foarte tare la Pampers, face rani până la sânge? Trebuie schimbat regimul alimentar. Cumva are o stare de aciditate. Și atunci mama trebuie să schimbe regimul alimentar dacă cumva este alăptat, pentru că ceva este prea acid pentru el. Sau să-i puneți în ceea ce mănâncă el lucruri ușor alcalinizante. Cum e, de exemplu, argintul coloidal. Este extraordinar de bun pentru el. Să-i dați argint coloidal. Chiar și aur coloidal. Și puteți să-i puneți, de exemplu, să-i faceți o tamponare cu praf de bicarbonat și după aceea îl ștergeți și puneți comprese cu argint coloidal. Îl ajută foarte mult. Și să-l dați cu ulei de susținere. Cremele cu zinc nu sunt o soluție de durată, pentru că ele blochează căile de eliminare din organism și nu sunt o soluție. Iar dacă se irită atât de tare, atunci trebuie să vedeți că cumva pita doșa ceva implică foarte mult focul și de obicei ori este o situație tensionată în jurul lui, pe care el o resimte, sau la mamă este o situație tensionantă și nu o resimte, ori alimentația nu este tot mai potrivită a mamei sau cei dați lui de mâncare și asta amplifică foarte mult. Scade pH-ul. Da, începe aritmia. Dați-i o doză mai mică. Faceți pauză 3 zile de ulei de tămâie și apoi dați-i o picătură pe zi. Lăsați organismul să se obișnuiască, după care dați-i o picătură de 2 ori pe zi. Și tot așa, lăsați să se obișnuiască câteva zile, după aceea o picătură de 3 ori pe zi. Și creșteți treptat doza. Pentru că vă spuneam că are un efect foarte puternic la nivelul sistemului cardiovascular. Și dacă organismul este mai sensibil, poate să-l resimtă într-un mod cu o simptomatologie mai amplă, dar nu că i-ar face rău. Lupus este bun, ulei de tămâie este bun, dar nu este suficient. Dar este bun. Ulei de cocos e bun pentru irigații. Nu știu ce fel de irigații. Trebuie să-mi dați detalii. Iritații. Depinde de piele. Sunt persoane care îl tolerează și este extraordinar de bun pentru piele. Sunt alții care nu. De altfel, să știți că uleiul de cocos e de mai multe feluri. Este uleiul de cocos care este natural și nu are niciun fel de miros. El e bun inclusiv și pentru mâncare. Există ulei de cocos care are un anumit parfum, ăla nu se folosește la mâncare, dar se poate aplica pe piele. Există mai multe feluri de ulei de cocos și cel care e natural și fără miros, acela e bun pentru iritații. Dar, repet, depinde de teanul fiecare. Da, depinde. De exemplu, dumneavoastră puteți să luați acest ulei de cocos ro-vegan și să o facă foarte bine, dar la altă piele nu. Depinde. Eu vă spun că e unul din favoritele mele, uleiul de tămâie, pentru că pe lângă caracteristica, sau mai bine zis, pe lângă implicațiile pe care le are la nivelul organismului, vă spuneam că este un ulei foarte, cu o eficiență foarte mare, și cardiovascular, și antitumoral, și respirator, și reglator, și piele și multe altele. Este și un ulei care are, dintre toate celelalte, are frecvență foarte înaltă. Cu alte cuvinte, este foarte, foarte special și ajută la menținerea, dacă suntem acolo, sau creșterea frecvenței noastre de vibrații, ceea ce ne conferă o stare de optimism, de dinamism, de efervescență, de luminozitate, de bucurie. Este extraordinar de puternic și, așa cum toți știți, tămâia este exorcizant. Elimină, alungă orice influență care nu este benefică pentru noi, tocmai inclusiv prin aceasta, că crește frecvența de vibrație dincolo de influența respectivă. Dar are un efect exorcizant extraordinar de puternic. Pentru viermi intestinali, în ce doză se ia uleiul de tămâie și negrilică? Depinde cine îl ia. E copil, că e om mare. Că... Dacă este om mare, se ia o lingură de ulei de negrilică de 3 ori pe zi, în care se pun câte 3 picături sau chiar 5 picături de 3 ori pe zi. Cât de benefic este administrarea pe termen lung prin difuzări la frigorific? Extraordinar de bună. Puteți să-l folosiți și 10 ani. Eu spuneam că este foarte pătrunzător. Fiind ulei esențial, acțiunea lui este extraordinar de intensă și de pătrunzătoare și puternică. Și fiind uleiul de tămâie, eu să știți că cred că 80% din rețete pe care le dau conțin uleiul de tămâie. De ce? Pentru că are o implicație, v-am spus, foarte largă, este extraordinar de puternic, eficient, și are implicații pe toate nivelurile, ca zicem așa, dar are implicații foarte puternice, profunde. Și fizic, și emoțional, și mental. Și așa mai departe. Ok. Dacă nu mai sunt întrebări, la copii pentru viermi, în ce doză? Depinde de copil, care are 6 luni sau are 6 ani sau... Depinde de greutate, de vârstă. Înainte de a administra tratamentul, manifestăm dorința de a ne vindeca, de a scăpa de problemă. Dacă totuși tratamentul nu-și face efectul, atunci cred că dorința nu vine din interiorul animalului, ci din teamă sau disperare. Ca tratamentul să-și facă efectul, credeți să... Armin Andrei. Credeți că ar trebui să ne gândim că deja suntem vindecați? Aici e o poveste mai lungă. Vindecarea unei boli, unei probleme de sănătate, implică mai multe elemente. Mult mai multe elemente. Implică cât de mult ne dorim. Așa cum spuneam asta, o facem din frică să nu ne doară sau să plecăm de pe lumea asta, sau o facem din dorința de a ne vindeca și de a ne împlini darul, cum se numește, sau menirea în viața asta. Modul în care o facem, conștient sau din automatism. Implicațiile subtile a ceea ce noi facem, modul în care noi privim și integrăm acel lucru. Ce facem în paralel cu administrarea respectivă pentru a învăța lecția și a împlini rolul bolii, ca să spunem așa, că boala a venit cu un scop. Dacă noi am împlinit scopul respectiv, l-am atins, ca să zicem, dezideratul respectiv, și am învățat ce trebuia și am transformat ce trebuia, boala pleacă. Plus, depinde cât de mult este încărcat în spate acea problemă de sănătate. Că dacă este o problemă care am trezit-o acum 2 săptămâni, ca să spunem așa, și are o vechime de 2 săptămâni, efortul este în măsura a 2 săptămâni. Dar dacă este de 20 de ani sau de 3 existențe în urmă, atunci evident că și efortul este diferit. De-aia sunt mult mai multe elemente care intervin în procesul de vindecare, adică în demersul procesului de vindecare. Ce trebuie noi să știm, că uneori poate nu știm exact de când a pornit boala. Poate nu știm cât de încărcată este, poate că nu știm exact care e mesajul, să-l decodificăm și să învățăm exact felia respectivă. Ce trebuie noi să facem este să identificăm, într-o anumită măsură, tratamentul pe care trebuie să-l facem și să-l urmăm cu consecvență neabătut. Pentru că dacă noi ne facem treaba noastră și suntem perseverenți, Dumnezeu ne dă pe parcurs și un alt element ajutător dacă avem nevoie și un alt ajutor de la cineva dacă avem nevoie și așa mai departe și El se ocupă de partea Lui, fiți fără grijă. Dar noi trebuie să ne facem partea noastră. Uleiul de tămâie este bun și pentru rodul la plămâni? Da, bineînțeles. Chiar ajută la îmbunătățirea plămânului fibrotic sau topirea nodurilor la plămâni. Este foarte bun. E chiar foarte, foarte bun. Să depunem și noi un efort să contribuim la vindecarea împreună. Evident, să știți că atunci când e o problemă ușoară de sănătate, putem să o facem dintr-o anumită inerție, ca să spunem, luăm tratamentul și știm că tratamentul își face treaba. Când sunt lucruri mult mai complicate, atunci trebuie să intervenim cu un proces cognitiv, de cunoaștere, de conștientizare, de transformare în mod conștient a anumitor elemente și multe, multe alte lucruri. Și atunci, evident că durata procesului de vindecare va fi mai mică, simptomatologia mai mică și mai nodul la glanda tiroidă, da, este extraordinar de bun. Chiar să și aplicați extern. Uleiul să și luați intern. În ce doză pentru nodul la plămâni? Depinde de vârstă, greutate, cât de vechi sunt nodulii, cât de mari sunt nodulii, ce fel de nodul și așa mai departe. Dar luați, dacă nu e ceva complicat, 3 picături de 3 ori pe zi. E ceva complicat, 5 picături de 3 ori pe zi. Asociație cu zăulit, asociație cu ulei de pin, asociație cu imuno. La mulți ani și mea, să se dea până Dumnezeu. Tratamentul poate fi aplicat dacă în corp există THC, infectează. Nu, poate fi luat fără probleme. Ok. Cu aceasta vă mulțumesc pentru participare. Dăm legătura în studio, dacă e Mihaela. Sigur că da. V-am ascultat cu foarte mare interes. Mulțumim. Și vă mulțumim pentru toate prezentările din acest an și să ne vedem cu bine anul viitor. Da, chiar este sfârșitul de an, ca să spunem așa, și îmi permit să vă urez să aveți așa în inima noastră recunoștință față de bunul Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care vi le-a dăruit și cele pe care au fost minunate, bucuroase, fericite, dar și pentru celelalte care poate nu au fost tocmai comode, dar au avut, evident, rolul lor pentru transformarea noastră și să cerem cu iubire și umilință ca noul an să fie și mai crescător și mai bucuros, dacă asta ne este dat, dar ce e foarte important să fie crescător și mereu crescător. Astfel încât în fiecare moment să fim mai buni, mai iubitori, mai deschiși, mai darnici, dacă se poate, către cei din jur. Deci vă doresc un an minunat din toate punctele de vedere și să ne ajute bunul Dumnezeu să fim perfect sănătoși ca să putem să împlinim de altfel ceea ce El ne-a trimis să împlinim pe această lume în fiecare dintre noi. Da, mulțumim foarte mult și înainte de a încheia această conferință, vă reamintesc faptul că avem o promoție care începe la noapte, la ora 0, durează 24 de ore. În acest interval de timp, adică toată ziua de miercuri, puteți să găsiți uleiul esențial de tămâie, care este acest ulei minunat, la promoție 1+1 gratuit. Atenție, pentru a beneficia de promoție este necesar să efectuați comanda din secțiunea promoții. Pentru această comandă puteți să contactați persoana care v-a invitat în această seară aici sau să reveniți la pagina de Facebook pe care ați găsit informația. Și pentru că s-a discutat și despre difuzor, am să vi-l arăt cât este de mic și delicat în raport cu un pahar de apă. Și vă invit să-l folosiți, ați văzut, este foarte eficient. Sau pur și simplu puteți uleiul să-l aplicați pe palme și să inhalați. Și de asemenea, așa cum spunea doctorul Cătălin Luca, administrarea internă extraordinar de eficientă. Noi vă mulțumim tuturor că ne-ați însoțit în această călătorie, în acest an minunat și să ne revedem cu bine anul viitor. La revedere și mulțumim, domnule doctor, pentru tot. La mulți ani! La mulți ani! Mulțumim, mulțumim! Să dea, domnule!